Un kilogram de căpșuni românești costă în funcție de soi între 15 și 26 de lei, asta în timp ce cele aduse din afara țării se găsesc la 5-8 lei kilogramul. Comercianții de la Piața Centrală din Ploiești spun că au adus căpșunile de la producători români care au culturile în câmp. Nu se vând cine știe ce kilogram, e prima apariție și totdeauna prețul e mai mare. Unde le aduceți pe acestea? De la Giurgiu, hotarele Giurgiu. Luați o căpșună. Și sunt făcute în solar? Nu, sunt căpșuni de câmp. De câmp? De câmp. Sunt căpșuni așa de câmp. Ia uitați-vă. Sunt pe biloane, pe paie, protejați, în aer liber. Dumneavoastră aveți cultura? Nu, e producătorul. Uh-huh. Ia uitați căpșunii cum sunt. Da, sunt poze de anul ăsta, da? Da, uitați-vă. Asta e de acum de-alante. Acum 3 zile. Părerile clienților sunt împărțite, cei mai mulți spun însă că prețul este prea mare deocamdată. O, e prețul. E prețul mare, dar le luăm pe... Cred că acceptabil astea românești. Acceptabil pentru mine, poate pentru alții mai mult. Dacă ați să cumpărați, de care cumpărați? De astea românești la 15 lei sau de celelalte de 5 lei? Categoric de 15. Chiar dacă sunt mai scumpe. Da? Pentru că legea gustului nu s-a dat și fiecare și ia ce îi place. Știu, dar n-am luat. Și nu luați? Deocamdată. Din ce cauză? E prea mare prețul? Da. Și așteptați să se mai... Să mai ieftinească, da. Cum vi se pare prețul? Aoleu, e sărat. Și? Nu cumpărați? Păi, ne uităm, păi, că dacă... Marfă frumoasă, dar... Banii... Marfă frumoasă, dar puțin cam scump. Puțin, ce să faci? Și doar vă uitați, nu cumpărați? Nu. Ne uităm și dacă ne convine, cumpărăm. Dacă... Asta e. Și vă convine prețul la căpșuni acum? E frumușele, dar nu e coapte ca lor. Cel mai probabil, prețul căpșunilor va scădea când se vor coace și cele din grădini.